uitați-l. Și mai zică cineva că nu e adevărat, ia uitați. Era mai devreme mai pe fața mea. Și cam așa, cam asta e trezirea cu țimini. Ce faci tu, bubu meu mic, acolo? Ce faci tu, frumoasa mea? Stai? Stai? Ce faci tu acolo? Ce faci, țițiul meu mic, frumos? Ce faci tu aici? Ce faci tu, prințesa mea? Da, într-o zi am uitat să-i pun păturica și bineînțeles că s-a pus aici și tonele de păr pe care a trebuit să le aspir și să le curăț cu rola de aici, nici nu aveți idee. Prin urmare, păturica stays. Cât timp Udi domiciliază aici și își face somnul de frumusețe aici, stă și păturica. Because I don't wanna deal with that. Și așa mai avem. Și așa mai avem. Păr, dar rămite fără păturică. Ah, ce bine. Ah, ce viață grea. Aoleu, ce lău e. Doamne, greu. Uf. Dați-vă că-i greu. Nu-i place. Nu-i place să-i facă cea. Udi, ne răsi nouă ochișori. Ah, ce-a cascat delicios. Ne răsi nouă ochișori? Hai, arată-ne și nouă ochișori. Hai, arată-ne cât ești tu de frumoasă. Arată-ne cum ești tu în totalitatea splendorii tale. Se somn, știu. Atunci o noapte ai muncit mult. Da, mai trezi la 4. La 5 fără 10, de fapt. Greu. Nu știu dacă înțelegeți ceva din perdeaua mea, dar... Look at this! Look at this! It's crazy! S-a pus o grămadă de zăpadă azi noapte. Yep. I'm looking rather marvelous! Da, a fost afară să fac câteva poze, pentru că am profitat de ocazie că tot e zăpadă. Bună dimineața! Hello, salutare! Ce faceți? Stai să mă aranjez și eu. Da, și am fost să fac câteva poze și m-am mudat. Din fericire nu m-am dus în grădină, cum aveam eu de gând. M-am dus numai aici, la... Stați să iau doi piedul. M-am dus numai la... în față, la liliacul meu. Pentru că... e suficientă zăpadă, dar o să se topească până diseară și o să fie din aia murdară, așa, fleșcăită. Dar da, m-am trezit în dimineața asta cu multă zăpadă și cu ocazia asta vă zic și eu, bună dimineața, bine ați venit la un nou vlog, stați să vă pun pe tripod. Iși, m-am mudat, că m-am pus în zăpadă. Așa, ce faceți, dragilor? Da, mi-am ondulat astăzi părul, pentru că nu-mi plăcea cum stătea așa la vârf și mi l-am ondulat puțin și chiar stăteam și mă gândeam, zic, wow, dar de ce nu mi l-am mai ondulat de mult? Pentru că, efectiv, am senzația că a trecut o viață jumate de când nu mi l-am mai ondulat și că întotdeauna pe o parte este mai strâns decât pe cealaltă, but, oh well, we live with this, o să își revină. Da, nu mi-am mai ondulat părul de foarte mult timp pentru că mi-am dat seama că... Nu știu ce a fost. A venit vara, vara mă lasă să se usuce natural, să capete așa el wave-urile alea naturale și n-am mai... Așa, m-am înghețat și degetele, stați că acum mi-am dat seama. Yikes! Apropo, mi-am făcut unghiile cu un lac ceva alb. We love it, we hate it, I don't know. Eu nu știu ce părere să am despre... Câteodată, într-o anumită lumină, mi se pare că arată bine, în alte lumină mi se pare că... adică, albul în general nu prea se potrivește cu tonul pielii mele sau genul ăsta de lacuri de unghii, nu albul în sine, că alb port, dar pe unghii parcă albul nu prea merge pe unghiile mele, nu știu. Și, da, nu știu, să vedem. Încerc să mă obișnuiesc, dar ce faceți? Da, a trecut ceva timp de când am vorbit cu voi. Pentru că n-am mai filmat, dacă sunt concentrată acum pe clipuri cu cărți, n-am mai filmat daily vloguri. Stați că mă deranjează perdeaua. Pun și fixurile mele. Și n-am mai filmat daily vloguri, nici nu am făcut mare lucru. Am avut și o perioadă proastă, să știți că ianuarie pentru mine a fost o lună foarte întunecată așa și foarte... Știu că multă lume zice că ianuarie este cea mai urâtă
Except în Pebbles. Lumea zice că ianuarie este una dintre cele mai urâte luni din an, pentru că e firesc, că vine după sărbători, după toată frenezia aia cu sărbătorile, după toată agitația, după toate cele. Și multă lume zice că ianuarie este o lună urâtă. Dar, în general, nu mi se întâmplă chestia asta. De anul ăsta, nu știu, m-a bușit, că v-am zis că mă păștea de anul trecut și am avut niște perioade mai... Așa, să sperăm că le-am depășit, nu știu ce să zic pentru moment, sper că le-am depășit, dar în cazul în care nu le-am depășit, vă anunț eu. Da, și tot ce mi-aș dori eu în momentul de față este să îmi iau o carte și să o iau pe Udi în brațe și o păturică și să stau să citesc. Doar că am chestii de făcut, astăzi este sâmbătă, by the way, am niște chestii de făcut urgente pentru că m-am decalat cu clipurile, fiindcă n-am postat-o, zic, m-am zis, nu m-am simțit bine și mi-a fost și fizic rău, că nu poate să vină un singur lucru, trebuie să vină toate la pachet și mi se fizic iarăși mi-a fost foarte rău și m-am decalat cu clipurile și atunci trebuie să rezolv niște restanțe și după aceea, pe după masă, probabil asta voi face, pentru că zăpada asta, știu că multă lume zice de ploaie când plouă, când e urât. Când plouă, nu știu ce să zic, dar când văd zăpada asta pe lângă mine, deci mie asta mi-e să fac. Să iau o păturică, să mă înfufulez toată în păturică, să stau și să citesc. Și apropo, am ascultat niște cărți luna asta absolut fabuloase. Deci am început anul în materie de cărți. Vai! Dar o să discutăm noi despre asta, nu vă zic, nu vă dau prea multe spoilere, dar am, mamă, deci știți cum? Da. So, ce mai facem? Udi, ce faci? Dormi, am înțeles. Ești bine? M-a speriat pentru că aseară a venit udă, că toată zăpada asta a început cu multă ploaie de aseară și m-a speriat că a venit foarte, foarte udă și am crezut că a răcit. Și zic, wow, că nu, părea puțin letargică de dimineață, dar e doar somnoroasă, doar nu vrea să iasă afară în frig, atâta tot. Nu este nimic în neregulă cu ea, ci doar nu vrea să iasă afară în frig. Și de-aia m-am speriat, am crezut că are ceva, stătea și într-o poziție dubioasă și zic, mă, ce ai? Am mâncat-o, am pipăit-o? Nu, e ok. A început să toarcă, deci dacă toarce, e bine. Când le este, când pisicile, când sunt bolnave, nu prea torc. Așa, și torsul în general este semnul că sunt bine, că sunt ok, sunt în regulă. Ah, da, deci ce mai faci? Mă apuc de treabă că am ceva, vreau neapărat să fac ceva, am ceva de făcut pentru membership pe YouTube și după ce mai vorbim. De zăpadă, veveriță de zăpadă. Nu știu, vedeți că eu nu văd nimic în reflexia asta. O veveriță de zăpadă. Hello! Da, se vede. Așa, ce faceți? Arde, arde, arde. Stați că mi-am dat cu balsam pe buze și tot părul meu se lipește de buzele mele. Dar e un frig. Mamă, este ora, cred că două. Cred că ora două e. Și sunt minus 4 grade. Între zi de dimineață pe la 8 erau minus 11. E ceva divin, adică e ceva absolut fabulos.
Dar pentru că n-am mai ieșit de mult din casă și pentru că nu am chef să mă mai ia stările de săptămânile trecute, am zis să ies să fac o plimbare scurtă. Mergem numai până în capătul locului și ne întoarcem. Pentru că altfel o să mor. O să fac țurțuri pentru că eu mi-am luat cizmele astea mai largi cu scopul de a-mi pune mai multe perechi de șose în ele și când am plecat am uitat. Mi-am adus aminte când m-am trezit în zăpadă cu ele. Hello, dragilor! Astăzi este marți. Da, am început vlogul sâmbătă și eram foarte happy. M-am dus să-mi făcusem poze în zăpadă, după care m-am apucat de editat și am avut o felul de probleme cu programul de editare. Chestii clasice pe care le ai ca vlogger, ca creator de conținut, este imposibil să meargă totul bine din prima. Și mi-am mâncat toată ziua, după aia sunt duminică și ieri am avut alte chestii de făcut. Prin urmare am aterizat marțea, când este foarte, foarte frig și mă taie un vânt așa, un vânticel pe la obraz. Și nici nu pot să țin ochii deschiși ca lumea, de la atâta alb în jurul meu. Dar văd că fetele sunt foarte fericite că le-am scos puțin la plimbare. Erau foarte agitate, cum simțeam un pic de mișcare, se vedea că nu au mai ieșit de mult la plimbare și cum ieșau, cum se simțea un pic de mișcare, fie că pe drum, fie la vecin, fie oriunde, le trau și zic, hai să luăm puțin aer, că și eu am nevoie și voi aveți nevoie. Luăm puțin aer și ne întoarcem repede acasă, că, da, tu frig. Tu maci frig pentru mine. Dar mușcă bine. Așa, dacă n-ar fi frigos, ar fi chiar fain. Dar este ger. Chiar un piculeț de ger. Mușcă puțin gerul. În rest, toate bune și frumoase. Dar pentru că n-am mai ieșit din casă, zic totuși să ies să iau un pic de aer. Cum am zis, că altfel mă apucă iar stările din săptămânile trecute și nu ni le mai dorim. A fost suficient. Așa. Și cu ocazia asta mă vedeți și cu căciulă. Că nu știu dacă câte ori m-ați văzut voi cu căciulă. Pentru că știți că îmi plac foarte tare căciulile, dar în contextul dat se potrivește. Și e bine. Nu prea îmi place să pur căciuli, în general. Dar aici trebuie. Și tot văd o grămadă de locuri din astea în care parcă aș veni să fac niște poze. Adică e atât de fain cu toate astea înghețate și dacă n-ar fi atât de frig, aș vrea să fac niște poze. Dar poate facem mâine, că mâine ar trebui să fie un pic mai ok. Sau poate mai târziu, vedem cum mă organizez. Poate să mă încălzești. De fapt, dacă e două și nu s-a încălzit până acum, nu să mă încălzești. Așa. Unde credeți că vă duceți, maimuțelor? Că nu mergem mai departe. Nu. Vulpii se uită la mine. Dar nu mergem mai departe pentru că deja mi-a înghețat mâna până în mânuș. Nu. Ajunge. Plus că mâța este în zăpadă. A rămas în urmă în zăpadă și nu vreau să o las prea mult timp acolo. Alergă ca o zăpăcită. Îi place în zăpadă. Nu-i place frigul, dar îi place să se joace în zăpadă. Pisică nebună. Nu sunt blănită ca tine. Ia uitați-o. Uitați veselie pe ea. Uitați ce fericire pe ea. Băi, zăpăcilă, nu ți-e și ție frig? Nu. No. Uite să-i bine, ha? Hai acasă! Hai acasă! Hai acasă! Hai acasă, zăpăcilă! Extra happy. Happy este extra, extra happy. Poftim, mai ziceți ceva. Așa. Pe cât punem pariu că în 3 minute vine mâța și se așează aici și mă dă la o parte, fiindcă nu știu dacă știți, dacă ați văzut pe Instagram, stați că sunteți prea sus, dacă ați văzut pe Instagram că v-am arătat că eu am o problemă cu mâța, că nu mai dă și mie voie în fotoliu. L-a judecat, ia-l ei, gata, și nu mi-l mai dă. Adică eu nu am voie în fotoliu meu, pe care eu l-am plătit, nu. E
l-am luat ei, se pare că e pentru ea, pentru prințesă. Și de fiecare dată când mă pun aici în fotoliu, vine și se bagă lângă mine și face și se întoarce și se dă până mă, efectiv mă face să plec. Da. Hello! Acum m-am întors. Este un pic frig pentru că am profitat de ocazie și am deschis geamurile larg, larg, cât am fost plecată. Bine, n-am fost decât vreo 10 minute, dar chiar și așa. Și acum am un ceai și aștept să se încălzească iarăși până una alta. Și după aceea vreau să mă apuc, să adun tot circul care e la mine pe jos, pe aici, pentru că mi-am scos sertarul de la birou în care aveam produsele de make-up și foarte multe alte prostii și vreau să-l organizez, fiindcă una din misiunile principale pentru anul ăsta este organizarea. Să mă organizez atât casa, cât și eu și mintea, că asta am făcut jumătate de zi, iarăși am organizat la agenda și mi-am făcut, îmi fac așa, încerc să-mi găsesc un sistem prin care să fiu cât mai organizată cu putință în ceea ce privește agenda, lucrurile pe care le fac, programul meu și așa mai departe, fiindcă am observat că atunci când sunt organizată și fac și știu din timp ce am de făcut, sunt mai liniștită și nu mă mai stresez și nu mă mai agit și nu mă mai bat capul și nu mai plâng în pumni că nu reușesc să termin lucrurile la timp. Când nu, nu. Așa, și de aia, una din misiunile pentru anul ăsta este să fiu mai organizată și sertarul ăla efectiv se transformase în, nu, cutia Pandorei, era turnul Babel la puterea 50 de milioane, ceva de genul ăsta, adică era înfiorător și într-o zi aveam nevoie de ceva, căutam un stick care știam că este în când? Sâmbătă? Sâmbătă, exact când am avut probleme cu ăsta, cu programul de editare. Am căutat un stick fiindcă a trebuit să reinstalez programul de editare și știam că este pe un stick care era în sertar și evident că nu-l găseam dacă eram bălciul ăla și am scos absolut totul și totul zace pe jos de acum două zile pentru că n-am putut să mă ocup de el, dar astăzi face și am luat și niște organizatoare de la Pepco în sensul ăsta și să vedem dacă sunt suficiente și dacă mi-ajung sau dacă nu. Adică, mi-am făcut un ceai de ghimbir, fiindcă într-o seară voiam ceai de ghimbir. Îmi place foarte tare ceaiul de ghimbir și mai ales cu lămâie. Și nu mai aveam, știam că aveam din alea la pliculețe și mi se terminase. Fiți atenți. Fiți atenți. What? Ce? M-am pus și eu aici. Ce? Și mi-am adus aminte că am ghimbir rădăcină normală. Și atunci l-am făcut ceai. Ia uitați. Ia uitați. Ce v-am zis eu? Cât a durat? Și acum stă aici și face pe oropsita. De parcă eu am dat-o la o parte și am... Ce, mama? Mai stau și eu aici, na? Vrei să stai pe mine, nu? Ce, unde-i loc? Unde... Care-i locul cel mai bun din lumea asta? Decât pe mine. Ia uite. Ce grea e viața, udice. Grea de tot viața. Of, ce grea e. Dar noi am alergat prin zăpadă și ne-a păcut și așa alergă prin zăpadă. Da, mami. Hai, ne bagi nouă porumbelul? Nu prea are chestia să ne bage porumbelul. Porumbelul este ăla lui când are un tors specific, așa că face ca un porumbel. Așa, ce m-am zis eu? Da, acum încă este drăguță și mă lasă să stau, adică stă așa, altfel s-ar fi băgat, s-ar fi întors, s-ar fi sucit, s-ar fi pus astfel încât să mă dea la o parte. Dar deocamdată văd că încă sunt tolerată. Așa, folosesc pe post de calorifer. Da, deci asta vreau să fac acum, să organizez ăla ca să iau circul ăla de pe jos și să oricum să mai triez din produsele de make-up, că sunt foarte multe produse de make-up pe care le am și multe au expirat, nu le mai folosesc și n-are sens să le mai țin degeaba. Așa că ne vom ocupa de acest aspect după ce vom bea ceaiul ca să o lăsăm pe Udiță să-și reia tronul. Ce mai e important de zis acum? Nu știu, mai aveam chestii de zis, dar o să mi-l aduc aminte pe parcurs. Ziceam și de asta, de ceaiul de ghimbir, cam este super, super bun și mai ales îmi place că ceaiul de ghimbir este și antiinflamator și pentru cineva cu probleme de drenaj limfatic ca mine. Asta e foarte bun. Da, mama.
Ți-am zis tu, mă torcățosule, mă. Mă torcățosule, mă. Ioi, mama ta, Doamne, ce mi s-a îngrășat părul! Dar e bine că-l spăl dimineață. Am stat în baie. Deci, s-o luăm cronologic. Deci, fără deci, s-o luăm cronologic. Am dormit. Primul și cel mai important lucru după ce am vorbit cu voi, am dormit. Asta a fost cel mai important lucru pe care l-am făcut. Am dormit, a fost bine, am tras un power nap. Nu știu de ce, dar mi-a venit să dorm, nu știu, nu-mi place cum stă părul, de-aia îmi dau cu mâna prin el, scuze, sorry. Așa, și am dormit, nu știu, 20 de minute, ceva de genul ăsta, că eu am power nap-uri din astea, așa, spirii, pe repede înainte, știți, sunt, așa, nici n-a pus să respir și de tot m-am și trezit. Și după aceea m-am apucat de sertarul vieții. Evident că trebuie să-l curăț. Trebuie să... M-am pus aici mielene. Dar vă arăt mâine. Ce i-am făcut. Trebuie să mai cumpăr niște separatoare din alea. Trebuie să iau și o folie din aia de se pune de desubt antiaderentă. Pentru că mi-alunecă separatoarele alea. Și da, m-am cam aranjat. Am sortat clar toate produsele. Deci, Dumnezeule, o pungă de chestii am aruncat. Nu, că nu erau doar produse cosmetice și make-up și astea acolo. Erau și alte tâmpenii. Alte demențe. Cabluri, încărcătoare, fire. Deci ajunsese sertarul la un dezastru. Ajunsese o cutie a Pandorei. Și le-am sortat, le-am aruncat, le-am dus așa. Am curățat pensulele pentru că unul din obiectivele mele cu separatoarele astea era să am și pensulele băgate în sertar, să nu le mai țin pe ăsta pe birou pentru că se pune praf, pentru că nu-mi place cum se văd, nu zic ok, nu vreau să le văd, nu arată bine și să le bag în sertar, să fie puse acolo și când am nevoie de ele mă descurc. Bun. Și am făcut treaba asta.
După care mi-am făcut o baie super, super lungă, deci am stat în, că de-aia mi s-a îngrășat părul așa, dar apropo de îngrășat părul, vreau să încerc un truc pe care l-am văzut pe TikTok cu acid salicilic și vă spun, dacă funcționează, I shall tell you și o să vă zic dacă merge și dacă e bun. Și dacă funcționează și mai ales pentru noi astea care, cărora ni se îngrașă scalpul în 3 ore după ce ne-am spălat, este Dumnezeu. O să vă zic. Deci, abia aștept să văd dacă funcționează. Bun. Asta odată. Ce mai e? Am mâncat, mi s-a făcut foame. Și acum aș vrea să mai citesc ceva pentru că o să mi se închidă telefonul în curând. Și că mi-am pus o chestie că să mi se închidă telefonul la 10, adică să nu mai pot folosi nicio aplicație, nimic de pe el de la 10 și să nu-l țin lângă mine. Deci rezoluția mea, rezoluția pe anul ăsta este una din ele, este să nu mai dorm cu telefonul lângă mine. Unu, să țin telefonul pe masă și apropo de asta va trebui să găsesc o soluție cu un ceas că am mai trezește Udi noaptea și sunt foarte curioasă de cât e ceasul și mă enervează că ceasul este în partea elaltă, adică telefonul. Și vreau, îmi trebuie un ceas, dar știți că am problema cu ticăitul? Că nu suport să ticăie ceasurile? Deci pe mine mă enervează, mă deranjează foarte tare ticăitul ăla de ceas și nu-l suport. Știu că pentru cei mai mulți este relaxant, este liniștitor, nu. Pe mine mă scoate, vine să... așa. Și trebuie să găsesc un ceas din ăla micuț pentru noptieră care să nu ticăie. Poate unul electronic, dar să nu arate prea urățel, să nu fie urățel. Așa, deci, obiectivul 1 este să dorm fără telefon, dar nu-l mai țin lângă mine, dimineața când mă trezesc, când sună alarma, mă duc, o opresc și să nu stau pe telefon dimineața, pentru că două lucruri foarte aiurea pe care le făceam, așa era să dorm cu telefonul lângă mine, stăteam și mă uitam pe telefon până mă lua somnul, ceea ce era foarte rapid, adică nu stăteam mult, dar oricum stăteam seara să mă uit pe TikTok sau pe diverse și dimineața la fel, deschideam, începeam, mă uitam, notificări, mail-uri, la TikTok, le luam la rând pe toate și stăteam prea mult din prima dimineața, așa că dimineața mă duc, mă spăl pe dinți, îmi fac skincare-ul sau, mă rog, îmi fac patul, aerisesc, mă duc, îmi fac cafeaua și de-abia după aia mă apuc de altele, știți? Așa, că mi-e mai bine așa. Și am observat o diferență, by the way, că fac treaba asta de la începutul anului și în ultimele zile m-am abătut. Când m-am simțit eu rău atunci, când așa, m-am abătut de la treaba asta și... nu mi-am mai respectat regula asta, știți? Și am văzut o diferență, adică este o diferență. Acum, mulți zic că ar trebui să dorm cu... în întuneric total. Eu dorm cu televizorul pornit, are el temporizator și se oprește la un moment dat, nu știu, la vreo 3 ore după ce nu l-am mai butonat, se oprește. Și mă trezesc cu el dimineața oprit. Dar problema este că am încercat să-l opresc, să nu dorm cu televizorul, dar... nu merge, nu mai ia somnul. Deci dacă nu-l am și nu-l aud pe fundal, nu-l ascult, dar oricum, dacă nu-l aud, nu mai ia somnul. Nu știu care e chestia. O să încerc totuși să mă dezobișnuiesc și de el și să mai să dorm fără televizor, dar mai durează, mai e puțin. Așa, deci pentru astăzi mă pot declara mulțumită că am reușit să termin cu haosul ăla. Multe mai adunci și eu. Și ziceam de mama, că e hoarder, dar nici eu nu-s departe. Așa. Și m-am apucat să și pictez. Da. M-am apucat de un tablou. Aveam, dacă mai țineți minte, înainte când era birou alb, aveam două tablouri cu alb, cu negru și cu auriu în spatele meu. Ei bine, unul dintre ele nu mai există. Este, a luat altă formă. Să vedem dacă o să iasă ceva din el. Nu știm încă. Vom vedea, om trăi și om vedea. Ce faceți, dragilor? Eu am avut o zi foarte lentă, pentru că cineva m-a trezit aseară fix cum am adormit. Nu știu, cred că am dormit 15-20 de minute și pentru mine ăsta e un power de foarte generos. Și Maria sa m-a trezit și n-am mai reușit să dorm până la 3.
Și mi-am petrecut toată dimineața încercând să lucrez ceva și am fost așa de letargică de doamne. Nu mi-a ieșit nici părul, dacă vedeți, că până și ăsta e supărat. Ia uitați cum stă pe parte, stă mai cloștit decât pe partea asta. Nu știu ce s-a întâmplat. Eu de obicei n-am problema asta. Adică eu când mă coafez, îmi iese părul din prima, n-am probleme de astea. Foarte, foarte rar. Adică foarte rar înseamnă odată la 3-4 ani mi se întâmplă chestia asta să încerc să-l ondulez și să nu stea. În fine. Și am tras de mine toată ziua, am băut și cafea, vreo două, nimic. Așa că a fost o zi foarte lentă. Mrs. Ia hai să discutăm, Mrs. Mrs. Eu, stați așa că mă împiedic. Ia hai să discutăm noi, Mrs. Mrs. De ce ai mania de a mă trezi imediat cum adorm în ultima vreme? Și de ce ai mania să-mi ceri și de mâncare și după aia vrei afară și după aia vrei înăuntru și după aia iară vrei de mâncare și nu mă las să dorm și mă trezești de vreo 4 ori când, fix când adorm și după aia mă trezi, zi-mi. Deci știi că am fost foarte supărată de dimineață. Nu, foarte supărată. Foarte supărată însemnând cât pot eu să fiu de supărată pe ea. Asta nu înseamnă că nu o drăgălesc și nu o pupi într-una și că nu o iubești într-una și că nu vine să mănânc muștăcile. Dar, în seara asta, fii atentă. Fii antenă. Uită-te la mine. La mine, nu înșuși, bre. Nu așteptați cărpinat. Uită-te, bre, la mine. Alo. Misiz, uită-te la mine. Udiță. Ochi în ochi. Uită-te la mine. Da. Am mai mult de atât nu pot scut. Fii atent. Deci, în seara asta, îți dau să mănânci. Te duci afară. Te joci. Faci ce ai tu de făcut pe afară. Te întorci și o lași pe mami să doarmă. De acord? Pentru că altfel o să avem o mâță epilată. Și nu știu dacă o să-ți placă să fii mâță sfinx. Da, atât ai pasă ei de mine. Ați priceput, da? Nu mai poate. Vrei să te transform în mâță sfinx? Vrei și te transform în mâță sfinx? Te transform în mâță sfinx, una, două, dacă mă mai superi așa. Da, și cum ziceam? Stați că la mine e și dezastru, pentru că eu sunt în crize de creator, de așa, și uitați ce-i pe jos. Da. Pentru că în momentul în care mă apucă pictatul și toate cele, n-am chef să stau, să strâng, să nu știu ce. Adică când termin, le adun pe toate și aleluia. Dar asta este minunăția. Asta este minunăția de care m-am apucat ieri și mi-am dat seama uitându-mă la el că de-aia e bine să-l las să respire și să mai iau ochii de la el, că am o greșeală de perspectivă pe aici în zona asta și nu prea e ok și trebuie să o rezolvăm cumva și nu știu dacă rezolvarea vine de aici, din, nu știu, trebuie să văd. În orice caz, m-a apucat iarăși și cred că în seara asta o să mai fac puțin la el. Eu sunt genul de om care dacă se apucă de desenat sau de făcut un tablou sau de ceva, trebuie neapărat să-l termine atunci. Să se... Și e o chestie foarte aiurea, foarte toxică treaba asta, de aia de multe ori nici nu m-am mai apucat, pentru că știu că stau 3-4 ore și mă ocup numai de aia și nu-l văd în întregime cum trebuie, cum am zis. Dacă nu mă distanțam de el, nu vedeam că are o greșeală de perspectivă. But, oh well, așa. Ce ar mai fi nou sub soare? Nimic altceva. Cred că sunt împrăștiată și că mademoiselle m-a trezit. Acum am pus pe membership un clip în care vorbeam despre una din rezoluțiile mele, unul din obiectivele mele pe anul ăsta care are legătură cu speech-ul pe care l-am eu față de mine, discursul pe care l-am eu față de mine și e foarte, foarte importantă treaba asta. Îmi dau seama de-a lungul anilor că e foarte important, adică felul în care îți vorbești, felul în care te comporți tu cu tine. Că dacă tu nu vorbești frumos cu tine, nu te respecti, nu poți aștepta să o facă alții. Și în general, oamenii ca mine, care sunt obișnuiți să li se vorbească urât, au un discurs foarte toxic și ei față de ei. Așa. Dar, mă rog, am vorbit un pic mai mult în clipul ăla. Dacă sunteți membri pe
canalul meu, membri în comunitate, o să puteți vedea clipul. Dacă nu puteți accesa, aveți un link, primul link din descriere, este, vă duce către membership. Și da, o să avem și clubul de carte acolo. Am extras prima carte luna asta și e foarte interesantă, e o carte pe care eu am mai citit-o, dar am vrut să începem amănunt cu ea. Și avem și un club de carte acolo, cum ziceam, și o să fie foarte fain. La începutul lunii o să discutăm despre cartea respectivă și de principiu se termină ianuarie, când voi posta eu în daily vlog-ul ăsta, se cam termină ianuarie și o să renunțăm la atât de multe clipuri cu cărți, revenim și la alte clipuri cu alte tematici și am câteva clipuri în minte, să sperăm că o să am timp să le fac și energie să le fac, pentru că am niște teme, mi-au tot venit așa pe parcursul anului, super, super faine și chiar abia aștept să văd dacă reușesc să vi le aduc temelele, dar până atunci mai avem puțin. Până atunci trebuie să discutăm cu Mademoiselle. Ce faci, măț, acolo? Când stă așa înghemuită, nu știu ce se întâmplă cu ea de multe ori. Mișuș, Udicea, Udi, dai cam nehotărâtă, așa, și astăzi voiam să vă arăt ceva, că mi-a mai venit un colet, dar nu e lumină, după cum vedeți am lumina de sus aprinsă și toate luminile pământului le-am aprinse, nu e lumină pentru că e mai întunecat așa și frig afară și nu e lumină și... Nu, ne-am făcut și paltonul. Dacă vă aduceți aminte că vă rămăsese în datoare să vă arăt un palton pe care l-am luat în Nicmas. Cred că în ultimul clip pe care l-am postat din Nicmas. Am luat un palton de lână de la Zara și a trebuit să-l duc puțin la modificat. L-am dus la modificat, a fost modificat și acum pot să-l port. Dar nu vi l-am arătat, dar o să vi-l arăt cât de curând. Și am mai primit ceva astăzi, drăguț, și voiam să vi le arăt, dar nu. Pe lumina asta că nu se văd ca lumea, așa că poate o lăsăm pe vlogul viitor, nu știu, poate, I don't know. Aș vrea pe seara asta, pentru că v-am zis că nu mă pot concentra acum la foarte multe lucruri. Pe seara asta cred că vreau să, cum ziceam, să mai fac ceva la tabloul ăsta. Aș face ceva de mâncare, dar nu știu ce. N-am inspirație. Și aș mai citi. Cam asta e chestia interesantă de din seara asta, ceea ce e bine că e mai relaxant, așa e mai lejer. Dar să vedem unde ajungem. Well, hello, stă să-i dau pe maimuțoi ăștia, să-i dau mai încet. Ah! Bună seara! Ce credeți? N-am mai pictat? Până la urmă, după ce am mâncat și am mai făcut niște chestii, am mai editat. Doamne, ce mi s-a întins rimelul. M-am uitat la 3 episoade din Griselda. Nu știu dacă știți, dar a ieșit un nou serial stil Narcos cu un personaj care a fost foarte popular prin anii 70-80 în Statele Unite și nu numai, o columbiancă de data asta. Și serialul e, sau miniseria care are 6 episoade, este un stil Narcos și e cu Sofia Vergara și am văzut recent că a ieșit miniseria asta și zic hai să mă uit, să văd, pentru că ce m-a interesat cel mai tare era că mulți au zis că au făcut-o pe Sofia Vergara, deși i-au pus proteze, i-au încercat, i-au pus peruci, nu știu ce. Tot e mai frumoasă decât Griselda originală și dacă vă uitați la poze, cam așa e. Și am stat și m-am uitat la 3 episoade. Ce? De-aia zic, mi s-a întins mascara, mă duc să mă demachez acum, că nu mă culc așa. Cu mascara la ochi și cu machiaj. Și mi-am dat seama că mi-au ieșit o grămadă de monștri din ăștia. Băi, deci nu un pic am mâncat niște cașcaval și deja mi-a explodat. Și aici, așa aici, așa aici, aoleo. Deci nu pot să mă ating de cașcaval, de prânzeturi aproape deloc. Deci, stai, că nu e numai un pic, stați, că mi-am adus aminte. Mânca și parmezan. Parmezanul e slăbiciunea mea, deci parmezanul e... Dar da.
Pare fain, pare fain, stil Narcos, așa, interesant și joacă bine Sofia Vergara, adică joacă chiar bine și a fost interesant, dar n-am mai făcut nimic, oricum, am zis că am fost foarte letargică în mod ciudat astăzi. O să închid vlogul ăsta, nici nu știu ce a ieșit din vlogul ăsta, habar n-am, că îmi pare rău dacă a fost plictisitor, că și așa am. Așa a fost perioada asta, acum că a fost și frig, a nins, așa, o să încep să mai ies din casă, să mai am activități, o să mai facem diverse chestii, adică încep să se mai anime lucrurile, dar na, ianuarie a fost așa, o lună mai ciulită ca mine. Și mă gândeam acum că din februarie o să revin, cum v-am zis, la clipuri și alte clipuri decât cele cu cărți. Vom avea și clipuri cu cărți, dar vom avea și altfel de clipuri decât cele cu cărți. Și mă gândeam să ziceți dacă e prea târziu sau vreți să fac un clip din ăla cu favoritele anului, că nici nu știu dacă mai are sens, adică nu-i prea târziu în februarie, că mă gândesc că cine făcea clipuri din astea până acum le-a făcut sau nu știu. Sau clipuri cu trenduri, vreți? Clip cu trenduri? Mai vrea cineva clip cu trenduri? Că și așa. E o întreagă discuție legată de trenduri, mai ales pe TikTok. Și mă amuză. Dar spuneți-mi dacă vreți să... fac și clip cu trenduri și clip cu favorite. Și în rest, da. Cam atât. O să vă las. Mulțumesc, mă bucur dacă ați rezistat până la final și mă bucur dacă v-a plăcut clipul. Ne auzim săptămâna viitoare. Mai am câteva clipuri cu cărți, așa, dar după aia revenim, intrăm în normal.